Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nouă săptămână cu deșteptarea. Ce mai faceți, colegi? Bine. Ce s-a făcut? Bine, am gătit. Auzi, da, la tine, la Giulești, acolo, există tonete de alea de hot dog? Adică puteți să și mâncați ceva? Sau da, fiecare vii când vii cu mâncarea de acasă? Nu e și de mâncă. Bă, e un stadion civilizat. Nu, serios. Încerci să faci mișto de nou, Giulești, dar nu e chiar așa. Aveți e și stație de autobuz în față? S-au dat bani mulți pe stadionul ăla și trebuia să funcționeze. Cu lumini colorate. Da, e foarte bine. S-a pus cu laterii. Erau niște... Pe nou, am văzut Giulești că era cu joc de lumini pe gazon. Vorbește într-una. Deci da, ceva n-ai văzut. Că erau niște... Ăștia de la Dinamo n-au stud stadion și ofticat, știi? Nici erau... la Sportul n-au vreo șansă să facă ceva. Păi, ceea ce ești. Am fost pe vremuri, dar odată dinamoviști, nu se mai spală niciodată. Corect. Odată ce a început să piardă echipa, nici nu mai ești, nu? Cam păi, da. Deci, ți-au dat știe lanternă de aia să faci pe gazon? Băi, am ajuns, nu, am ajuns mai târziu, să știți că a fost un spectacol care a început undeva pe la ora 3. Nici Horia Brenciu nu face un spectacol așa lungi. Serios. Așa. Dar a început cu niște jocuri pe calculator. Adică au fost... Au venit. În prim plan au fost aia micii care se joacă pe calculator FIFA. Ce și... FIFA? Da. Mă rog, că ea fiind adulți. El nu înțelege fenomenul adulți, FIFA. Da. Deci Rapid are o echipă de fotbal electronic, adică de FIFA, da, foarte bună și care e foarte activă și pe rețelele de socializare, adică e ceva foarte serios acolo și pare că ăsta o să fie cumva viitorul. Asta e viitorul. Dar măcar acolo. Da, nu, și acolo. Băi, e ușor ciudat, știi, să intri într-un stadion unde toată lumea era obișnuită stânga-dreapta, ce și cum, unde se duce fiecare și așa mai departe și toată lumea era debusolată. Oare am imerit bine? Știi, ca prima dată pe Arena Națională. Dacă... Dar vă dați seama... Au dat de ordine. Că peste câțiva ani asta o să fie normalitate, adică o să adune lumea pe stadion, să-i vadă până cum se joacă la calculator cu crești și o să fie proiectat pe nu cred în asta tabela de marcaj meciul. Nu cred ba, eu cred că da. Nu cred în asta. Eu cred că da, mai, pentru că pentru noua generație e mult mai spectaculos, că la FIFA se dau multe goluri, adică, știi, te uiți la FIFA și pe urmă te uiți la amicalul Rapid Politimișoara sau la amicalul România-Grecia. Sau la amicalul vedetelor, Old Boys. Da. Te-ai uitat la meci? N-ai văzut să-l vezi pe Pancu cum dă gol? L-am văzut. Da. I-a zis Nea Mircea să dea gol și a dat gol și la poarta care trebuie, adică la poarta unde era galeria. Nu așa oricum. Turnicheții au mers? Băi, au mers. Nici o problemă tehnică. Da. S-a intrat ca încă, da, s-a intrat ca lumea civilizat, vă spun, toată lumea era debusolată, toate funcționau, toaletele curate, bă, apropo de mâncat ceva... Încă. Aveam, da, nu fă mișto, te rog frumos. Aveam încă de mâncam hot dog, puteam să mâncăm un sandwich acolo, deci, și popcorn. Pă, păi și noi de ce am stat acasă, mă, Luca, trebuie dacă n-au auzit. N-ați avut bilet, ca să zic așa. Am avut și imn cântat de Andrei Băunescu. Aha. Pentru că tatăl domniei sale a fost cel care a scris versurile. A fost invitat la inaugurare în lipsa solistului. Care ăla cu... Care, mă, ăla cu Suntem peste tot acasă? Da, ăla cu Suntem peste tot acasă, uite. Bravo. Asta. Asta e originalul. Dar noi a mers microfonul lui Andrei Păunescu și a venit la un moment dat cineva cu microfon și l-a ajutat, după care... În desfășurător nu era trecut, a mai intrat odată în stadion și a mai cântat odată același repertoriu. A cântat și el, de ce n-ai tras și tu ambianță frumos? Sau... Am ambianță. Ai ambianță? Vrei ambianță? N-am ambianță la mine. Ce să zic. N-am ambianță la mine. Da, și nu s-a limitat la a cânta imnul Rapidului, pentru că din când în când, spre, nu știu, uimirea publicului, tot revenea, spunea că nu suntem numai Rapidi, suntem și români. Și începea Ardealul. Ardealul. Și Țara Românească și a cântat o pasta de ne-a nebunit. Da. Da. Mă rog. Altfel, Nico e solist, Nico e președintele clubului. L-ați văzut pe... Aoleu, da. Daniel Nicolae, a fost tu golgheter al echipei. Aoleu, era un costum vișiniu pe scenă. Da. Nu l-ați văzut? Bă, am văzut ceva la știri. Era rapper. Da. De ce s-a făcut rapper? Era rapper. E rapper de mic. Trebuie să facă și omul un ban cumva, adică... De unde să facă niște încasări? Măcar din asta. Organizează un concert, mai cântă, se mai duce pe la club, mai... Au fost mai multe concerte, inclusiv trupa Subcarpați, eu n-am știu că băieții sunt rapidiști. Rapidiști, da, tot respectul. Au fost invitați acolo, singură, s-a auzit foarte bine. Apropo de asta, acustica stadionului este absolut demențială. Și totul e pus la punct. 14.000.
E bine că pe Arena Națională e proastă acustica. Da, nu, aici acustica e foarte bună. Nu, spațiu de concerte. Pe Arena Națională acustica e proastă pentru concerte. În rest, pentru concerte vorbim. La asta, dar pentru cine face concert cu 14.000? Dacă vrei să faci concert pe stadion, să trebuie stadion mare. Intră mai mulți. Intră și pe gazon și intră 20.000. Cred că e prea mic pentru concerte mari. Potrivite, foarte mari, știu ce să zic. Mă rog, sub Carpați au auzit foarte bine. O singură problemă au avut băieții, că la un moment dat i-au rugat pe spectator să ridice telefonul, să facă luminițe, luminițe, știi? Așa. Și în timp ce se întâmpla asta, au fost neinspirați și au zis, hai, ridicați cu toții steaua norocoasă. Ridicați steaua norocoasă, știi? Și când s-a auzit de steaua, cum să zici, pe Giulești, s-a terminat. Acolo i-au pierdut. Hai, gata, acasă, iar nu mai veniți. Mai vreți bis? No. Nu mai. Asta, altfel frumos spectacol. Felicia Filip, imnul. Doamna Felice era vecina de la Opera Comică. Da. E directoare la Opera Comică din București. Apropo, sâmbătă dimineața am fost la un super spectacol, Schools of Rock, e un musical care s-a lansat acolo, foarte fain pentru ăștia mici. Da? Da. Tare. Bine, domne. Și cam atât. Acum se închide pentru să schimbați gazonul? Nu, avem meci cu Botoșani, veniți? Luca? Cum? Nu acum, sezonul viitor. De ce nu acum? Să se mai așeze. Am avut și artificii, ne-am și încălzit, că la un dat era foarte frig. Să se mai așeze stadionul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.